Discuțiile nesfârșit privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Ultimele abordări au fost legate de cadrul legislativ necesar aplicării integrale a dispozițiilor achisului Schengen pentru România și Bulgaria. Declarația aparține senatorului PSD Ovidiu Donțu. Pe parcursul anului 2013, România a manifestat în legătură cu posibilitatea aderării sale la spațiul Schengen, nu doar o dorință legitimă a noastră a tuturor de a crea împreună cu comunitatea europeană o deschidere corectă, democratică, favorabilă liberului schimb între țara noastră și piețele economice europene. După cum subliniază senatorul Donțu, au fost și acțiuni punctuale de îndeplinire a acestui obiectiv necesar tocmai din perspectiva unei demonstrații solide a faptului că România este perfect pregătită să capete și acest atribut. În privința aderării la spațiul Schengen, se poate spune că ne aflăm într-o situație extrem de delicată, mai ales din perspectiva imaginii pe care România și cetățenii ei o au în Europa, imagine care s-a construit într-un mod distorsionat și fals pe temelia unor politici interne ale statelor UE, care nu ne vizează în mod direct, dar care își răsfrâng efectele și asupra noastră. De aceea, senatorul PSD Ovidiu Donțu crede că a venit momentul să privim nu numai aspectele strict subiective pe care România le proiectează în afară, dar în special pe cele care au adus un plus de beneficiu și de imagine în ultima perioadă, neomițând că foarte mulți cetățeni români aflați pe teritoriul altor state comunitare ocupă poziții de vârf din punct de vedere socioprofesional, fiind cotați extrem de favorabil. De la 1 ianuarie 2014, se vor ridica restricțiile pe piața muncii, iar cetățenii români vor avea, în final, dreptul de a-și desfășura viața și munca în granițele Uniunii Europene, asemenea oricărui alt cetățean. Acesta este un aspect pe care țări precum Marea Britanie trebuie să le aibă, în primul rând, în vedere, ci nu presupusele migrații în masă care caută să destabilizeze economic, social și financiar o țară care găzduiește pe teritoriul ei români ce nu doresc altceva decât să muncească, a apreciat Ovidiu Donțu. România merită mai multă atenție și respect în ochii comunității europene, atât timp cât aceasta ne-a acceptat ca membru cu drepturi depline, iar spațiul Schengen, precum și dreptul la muncă, trebuie să se regăsească fără niciun fel de discuție sau dubiu printre aceste drepturi, a conchis senatorul PSD Ovidiu Donțu.